În weekend, pe șase terenuri din județ, s-au disputat partidele primei etape a Superligii Buzoine la fotbal. Iată rezultatele înregistrate. Nehoiu Berca 0-0, Puiești Zărnești 7-3, Gloria 2 Săgeata 1-3, Viitorul Buzău, Victoria Boboc, 7 la 0, Gălbinaș, Metalul LPS, 2 la 1 și Săhăten Luciu, 5 la 4. Partida viitorul Vernești, Olimpia Râmnicu Sărat, a fost amânată. E de remarcat startul foarte bun luat de viitorul Buzău, echipa antrenată de Pompiliu Stoica, fiind de pe acum favorită la primul loc. Gloria 2, deși a primit patru jucători de la prima echipă, a pierdut pe teren propriu. Runda viitoare programează cel puțin două meciuri tari, Săgeata, Locomotiva, Viitorul și Carpaz Nehoiu, Fece Puiești.